O parte dintre obiectele care au aparținut reginei Maria și care au decorat în perioada interbelică interioarele castelului Bran pot fi admirate acum de către toți cei care vor trece pragul Muzeului de Istorie și Arheologie din Sighet. Marți, de ziua regalității și de sărbătorirea în cursul acestui an a centenarului încoronării de la Alba Iulia regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria, Muzeul Maramureșean, în parteneriat cu Muzeul Național Bran, a furnizat expoziția Regina Maria la Bran, gusturi și atmosferă regală. Moștenirea socioculturală comună pe care o avem ne permite să creăm legături între instituții de profil din țară. O astfel de legătură avem și cu Muzeul Național Bran, alături de care am gândit această expoziție. Astăzi este 10 mai. Ce sărbătorim noi de 10 mai? Pe lângă ziua regalității, în anul 2022, este și anul centenar al încoronării regelui Ferdinand I și al reginei Maria. Și cu această ocazie ne-am gândit ca împreună cu colegii noștri de la Muzeul Național Bran să venim în fața publicului sighetean cu o mică fărâmă din ce a însemnat odinioară Castelul Bran și regalitatea în perioada când Regina Maria domnea. Personalitatea Reginei Maria este strâns legată de Castelul Bran, a cărui proprietar a fost în perioada 1920-1938. Acest castel a fost dăruit de către autoritățile din Brașov în semn de prețuire. Și dacă îmi permiteți, aș da citire unui fragment scris de către Regina Maria în scrierea sa Casele mele de vis, pentru că așa aș numea castelele ei preferate, și aici vorbim de Balcic, Perișor și Bran, apărută în revista Boabe de Grâu în anul 1930. Branul a intrat în viața mea. Branul, mica cetate uitată, dincolo de zăvoarele munților. Sunt mulți ani de atunci. Într-o excursie peste graniță, îl văzusem stând într-o singurătate nebună pe stânca pe care e înălțat și îmi fluturase prin minte ce încântare ar fi fost să stăpânesc o asemenea fortăreață și să o prefac într-un cămin. Ce basm ar fi însemnat să chem la viață un mic castel medieval, o adevărată poveste de zâne. Și lucru de necrezut s-a întâmplat. După 2 ani de la război, autoritățile orașului Brașov au venit la mine într-o delegație solemnă și mi-au oferit castelul Bran ca dar de plin, ca să fie întreg al meu. Suverana asemuia castelul Bran cu un mult iubit cuib de vulturi alinat de vânt, datorită amplasării lui pe stâncă. Iată că era o locuință aparte, o locuință neconvențională, o locuință pe care orice poet sau orice regină, cu puțină imaginație, și-ar fi putut-o visa. Era o mare iubitoare de artă, de literatură, de fotografie, avea un suflet nobil, avea un suflet creativ. A cochetat foarte mult cu designul de interior. Iată că această pasiune a ei, a designului de interior, și-a pus amprenta în amenajarea castelelor pe care le-a stăpânit. Iar iată că stilul care l-a impus în amenajarea interioarelor este stilul pe care, după ani și ani de zile, noi numim stilul Reginei Maria. A iubit foarte mult florile, a amenajat în jurul castelului Bran o frumoasă grădini. Și noi, în această expoziție, am dorit ca parte din florile preferate ale Reginei Maria să se regăsească. Și aici îi mulțumim doamnei Ele Fodor pentru sprijinul acordat. Avem în camera alăturată, în sala alăturată, avem crin imperial, care erau florile preferate ale reginei. A iubit foarte mult arta populară, iar arta populară a influențat foarte mult deciziile ei în privința amenajării interiorului, dar și în privința alegerii vestimentației. Nu de puține ori am văzut îmbrăcată în haine populare tradiționale românești, la diferite manifestări sau în perioada când locuia la Bran. Iar arta populară românească, și nu numai, în cadrul expoziției noastre, este reflectată prin cancelele transilvanene, printr-o pernă decorată cu un frumos ștergar popular, printr-un costum tradițional femeiesc de mușel, dar și prin vasele rusești de lemn de tip coș. Noi vă invităm în această lume fascinantă a Reginei Maria, într-o lume a regalității, într-o lume a frumuseții, într-o lume a romantismului, pentru că castelul Bran, într-o anumită perioadă de timp, cât a fost stăpânit de către regina, a cunoscut cea mai frumoasă, cea mai deosebită, cea mai fascinantă dezvoltare a sa. Iar stilul artistic creat acolo de către regină, noi trebuie să-l descoperim, trebuie să-l înțelegem și trebuie să-l punem în valoare, pentru că ne-a lăsat moștenire atât memoriile sale, o serie de fotografii, dar și o serie de documente. Colegii noștri de la Muzeul Național Bran ar fi dorit foarte mult să fie azi alături de noi, dar din păcate domnul profesor Mihai Gorgoi, care este și directorul Muzeului Național Bran, fiind și membru în corpul de control din cadrul Ministerului de Cultură, nu a reușit să fie azi aici.
dar cu siguranță va veni în săptămânile următoare cât va fi expoziția pe sumetele muzeului nostru. Vă transmite un călduros salut și vă mulțumesc tuturor pentru că ați ales să veniți azi aici să vedeți o frântură din ce a însemnat Castelul Bran și Regina Maria într-o anumită perioadă de timp. Istoria ne obligă să nu ne uităm înainte și noștri, să nu uităm ce au făcut ei pentru țara noastră și să ducem mai departe ceea ce au crezut ei că este mai bine pentru poporul român, ceea ce au încercat să facă pentru unitatea noastră, pentru bunăstarea României. Și iată că astăzi, cu bucurie, putem să admirăm o frântură din ceea ce și-a dorit Regina Maria, în primul rând pentru comunitatea în care făcea atunci parte, pentru că ea, știm foarte bine, a iubit foarte mult țara, oriunde avem ocazia să vizităm, nu știu, locuri unde a trăit dumneai, vedem mâna maestroasă a domniei sale, ne bucurăm mult și apreciez din nou în această inițiativă și toate inițiativele pe care le are Muzeul Maramureșan, pune în valoare ceea ce are mai bun și mai autentic poporul nostru român. Sigur, mai puține lucruri sunt cunoscute publicului legate și referitoare la importanța pe care în istorie a avut-o Regina Maria. De aceea, felicit și este de bun augur organizarea unei expoziții de 10 mai, care este Ziua Regalității, oarecum adresată sau aducând în prim planul istoriei noastre contemporane personalitatea marcantă pe care a avut-o Regina Maria, care putem să spunem că prin întreaga sa activitate a dus la o dezvoltare și și-a pus amprenta asupra dezvoltării statului nostru român. Ca atare, știu și am mai participat de-a lungul timpului, în 10 mai, la evenimente care au fost organizate în localitatea noastră, dedicate în special regelui Mihai. Cu atât mai mult acest parteneriat pe care l-ați făcut cu Muzeul Bran, cred că este de bun augur, pentru că ne aduce istoria și importanța ei într-o realitate contemporană. Iar faptul că reușiți și, dacă îmi permiteți să vă fac o recomandare, să mediatizați cât mai multe asemenea evenimente și să reușiți să aduceți un public cât mai larg la asemenea evenimente, în special publicul tânăr, cred că are nevoie să cunoască importanța personalităților care au marcat dezvoltarea noastră ca și stat, este de bun augur. Văd și tineri aici și îi încurajez să participe la asemenea evenimente, pentru că doar așa încercăm să ne identificăm adevăratele repere care să ne ghideze pe noi într-un viitor. Pentru că, vedeți, în ultimul timp avem prea puține repere, atât morale cât și profesionale, iar asemenea evenimente nu pot decât să contureze mai bine direcțiile noastre, personalitatea noastră, dezvoltarea noastră și în special a tinerilor, a generației contemporane. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți. Recunosc, sunt plăcut surprinsă de ceea ce doar am apucat să observ. Voi urmări în detaliu și cu atenție ceea ce dumneavoastră ați reușit prin strădanie, bineînțeles, și într-un parteneriat pe care îl dezvoltați să aduceți astăzi aici. Bănuiesc că expoziția este deschisă mai mult timp. Da, va fi deschisă o lună de zile. Și atunci să încurajăm pe toți să vină să guste din ceea ce dumneavoastră ați reușit să organizați la muzeu, pentru că este bine ca Sighetul și sighetenii să cunoască acest lucru. Vă felicit încă o dată pentru toate activitățile pe care le desfășurați și, de ce nu, cât mai multe activități de asemenea gen, cât mai multe parteneriate care le puteți dezvolta, fie cu alte muzee, fie cu alte instituții de cultură, pentru că nu pot decât să ne îmbogățească pe noi cultural, spiritual și ne fac să ne cunoaștem mult mai bine istoria. Registrul tematic al expoziției Regina Maria la Bran, gusturi și atmosferă regală, reconstituie o parte din dormitorul Reginei Maria, un fragment al salonului de muzică și grupează câteva dintre piesele de mobilier stil Bran, realizate special pentru interioarele castelului Bran. Trebuie să recunosc și recunosc că ideea aducerii, contactul cu Muzeul Bran, aceste expoziții aparține cu totul doamnei manager aici de față. În același timp s-au renovat aceste două săli de la istorie și pentru asta sunt extrem de bucuros. Aici o să putem organiza expoziții temporare care să atragă publicul local, care să vină cu un real interes. Acum, la sentimentul doamnei viceprimar, mă gândeam acum, în timp ce
că pentru un muzeu cu o vechime, ca cel muzeul nostru, peste 70 de ani, care și-a expus și și-a reexpus patrimoniul, o soluție pentru atragerea publicului local ar fi aceste expoziții itinerante. Aduse din țară, avem acum două sări, poate vor fi mai multe în viitor, am mai fost acum 2 ani de zile cu Vasile Stoica. Cu sprijinul Consiliului Local, cu siguranță vor fi mai multe sări în urmă. Așa. Apropo, citeam zilele trecute un articol despre ce îi atrage pe oameni la muzeu. Nu o să mă lungesc prea mult, mă rog, experimentul era în felul următor. Pe lângă biletul de intrare, vizitatorului se dădea o pereche de ochelari special și era organizată o vitrină în care erau expuse mai multe obiecte. La început fotografiile obiectelor, apoi obiectele și iar pe etichetă scria replică, după care obiectul original. Și s-a ajuns la concluzia, ca să nu mă lungesc, concluzia experimentului a fost că oamenii sunt cel mai atrași de obiecte originale care au intrat în contact sau au fost folosite de personalități istorice pe care ei le cunoșteau în prealabil, despre care aveau cunoștințe. Și ce poate să atragă mai mult publicul la muzeu decât o expoziție cu obiecte care au intrat în contact, au aparținut reginei Maria. Probabil cea mai cunoscută membră a casei regale, unica regina României Mari, ultima regina României și împărăteasa tuturor românilor, după cum a fost numită ea după 1918. Ama, câteva cuvinte despre biografia ei chiar sunt necesare. Născută în 1875 în familia celui de-al doilea fiu al reginei Victoria, a Marii Britanii, iar mama ei era unica fiică a țarului Alexandru al II-lea. Ca să-și deosebească bunicile, o numea pe bunica paternă bunica regină, iar pe bunica maternă bunica împărăteasă. Regina Victoria a fost numită și bunica Europei. La începutul primului război mondial, în șapte state europene urmașii domniau, erau pe tron. Trebuie spus de asemenea că atunci când a avut 16 ani, regina Maria a fost scurtată, a avut o ofertă de a deveni soția viitorului rege al Angliei, George al V-lea, și l-a refuzat. A refuzat ocazia de a fi regina Marii Britanii. Părinții tinerilor nu se înțelegeau. Mama lui viitorul George al V-lea, Georgi, cum îi zicea ea, verișorul Georgi, zicea că familia Mariei este prea germană, iar mama Mariei zicea că familia prințesei de Wales, sau cel puțin ea, provine dintr-o familie de nobil german de joasă peță și nu se cade. Un an mai târziu, când a avut 17 ani, l-a întâlnit, nu întâmplător, pe cuvintele ei acum, timidul, neîndemânaticul principe moștenitor al României, Ferdinand. N-a fost întâmplător pentru că totul a fost aranjat. S-au căsătorit în 1893 și Maria a venit în România. Adevărul este că nu i-a plăcut. Bătrânul rege Carol, der Onkel, cum îl numea ea, îi controla cu totul viața. Programul, activitățile, inclusiv educația copiilor. Dar cu timpul au ajuns să se înțeleagă. Momentul ei important, sau unul dintre momentele ei importante, este în 1914, când a izbucnit primul război mondial și când întreaga societate europeană era împărțită între două tabere ireconciliabile. Cei care erau cu Germania, germanofilii, și cei care erau cu Antanta. În familia regală, după cum știm, bătrânul rege Carol era cu totul hotărât să meargă alături de Germania. Dintr-o dată, regina Elisabeta, Carmen Silva, s-a trezit că este fica Rinului, cum zicea ea, și era Deutschland tuberales peste tot. Și mai zicea de asemenea că Germania va învinge pentru binele omenirii și că Germania va fi învinsă, dărâmată, pentru că femeile ei sunt de o moralitate îndoielnică. Nu știu la ce se referea. Ferdinand, de asemenea, în acest context, era un om care nu avea propriile idei, era cu totul, asculta cu totul pe Carol, și în toată familia regală română, doar regina Maria era singura în asentimentul poporului, adică de partea Angliei, de partea Franței, de partea Antantei. După moartea lui Carol,
rolul ei a devenit cu adevărat important, trebuie să ne gândim că era verișoară primară atât cu regele Angliei, cât cu împăratul Austriei, pardon, împăratul Germaniei, mă scuzați, cât și cu țarul Rusiei. Erau verișoare toți primari. Și în timpul Primului Război Mondial există o serie de scrisori dintre Maria și regele Angliei, țarul Rusiei și așa mai departe. Deci aderarea la Antanta este oarecumva meritul ei. Apoi, după cum știm, în timpul Primului Război Mondial a devenit un simbol îmbrăcat în celebra ei uniformă de soră medicală, simbolul rezistenței, un idol în adevăratul sens al cuvântului pentru soldații români care au luptat în război. Să nu mai vorbim de sfârșitul războiului și de tratatele de pace, când s-a considerat că tratatele de pace nu merg foarte bine pentru România, s-a dus la Paris cu 60 de rochi, 80 de perechi de papuci, vreo 50 de paltoane, s-a instalat la Ritz și a zis: am venit să-i ofer României o imagine. Și într-adevăr, ce imagine a fost. Atunci când Clemenceau, așa oarecum v-a mărit, i-a spus: nu-mi place de primul vostru ministru, de prim-ministru al vostru, se referea la Brătianu, a zis: sper că mă vei găsi pe mine mult mai agreabilă. Nu putem să spunem că tot ce a câștigat România la tratatele de pace de la Paris a fost doar meritul ei. Dar trebuie să ne gândim că s-a dus la Paris ca regină a 8 milioane de oameni și s-a întors înapoi ca regina unei țări cu 18 milioane de locuitori. O adevărată împărăteasă a tuturor românilor.